Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea de ale Buzoianului. În această seară, în studioul Campus TV, alături de mine este managerul Spitalului de Boli Cronice din Smeieni, doamna Marilena Gârban. Doamnă, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Nu ne-am văzut de mult și cred că aveți multe noutăți pentru pacienți, pentru buzoienii care ar vrea să vină, pentru că se poate la Spitalul din Smeieni și în ambulatoriu, se poate consulta în ambulatoriu. Înainte, aș vrea să discutăm puțin despre un proiect pe care, în ultimele emisiuni în care ne-am întâlnit, l-am prezentat în faza lui inițială și cred că deja funcționează foarte bine, acela al programărilor online. Da, când am fost la dumneavoastră ultima dată, eram în etapa de pilot. Programările online funcționează pe toate compartimentele pe care le avem. Toate structurile pot să primească solicitări de programări online. Ele se validează, de exemplu, pentru RMN-uri, se validează după transmiterea documentelor. Însă, în rest, programările online funcționează. Timpul de așteptare, însă, este și pentru acest tip de programări destul de mare, doar că pentru pacienții care sunt cronice este destul de ușor să-și organizeze astfel vizitele de monitorizare ale bolilor. Chiar dacă le programează pe o perioadă mai îndelungată, ele se pot organiza astfel încât să poată veni la medicul pe care îl are în monitorizare. Pentru cei care nu știu cum funcționează acest program, spuneți-le celor care ne urmăresc ce trebuie să facă. Pe pagina noastră de internet există un buton pe care se apasă pentru programări online. Pacientul își sau aparținătorul creează o singură dată un cont de pe care poate programa unul sau mai mulți pacienți. La medicul pe care dorește să-l găsească, la unitatea noastră, la medicul și la specialitatea și tipul de serviciu, că poate vrea internare continuă, de zi sau ambulatoriu. Bun, să vorbim despre specialități, pentru că și aici sunt foarte multe noutăți. Da, avem o noutate începând cu ziua de azi. Doamna dr. Borcan oferă servicii medicale psihiatrice în ambulatoriul nostru, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Colaborarea cu doamna doctor am început-o și acest cabinet l-am înființat ca urmare a observării faptului că foarte mulți din pacienții noștri au afecțiuni nediagnosticate și pentru a-i ajuta îi direcționam către un ambulatoriu sau către Spitalul Săpoca pentru diagnostic și un tratament. Acum nu mai plimbăm, practic ăsta e obiectivul, să nu mai plimbăm pacientul, să putem să-i oferim și acest tip de servicii, pentru că este și o specialitate un pic mai delicată și pentru că afecțiunile neurologice sunt oricum însoțite și de uneori de afecțiuni psihiatrice, este foarte important, iar pentru pacienții internați, doamna doctor oferă consult interdisciplinar, gratuit, bineînțeles, atunci când medicul curant consideră necesar. Majoritatea serviciilor sunt în contract cu casa, da? Da, 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 da. Aveți însă și câteva specialități care sunt contracost. O singură specialitate nu am reușit să o menținem în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Este vorba despre acest ambulatoriu de îngrijiri paliative, pentru că aceste normele contractului cu casa nu permit ca un medic specialist să ofere servicii medicale și în ambulatoriul specialității de bază a medicului și în ambulatoriul de îngrijiri paliative. Și de aceea identificăm o modalitate de a reintra în contract cu casa și pentru îngrijiri paliative cu un alt medic, bineînțeles, care să poată să facă acest lucru. Până atunci putem să oferim consultații, cum să spun, cumva integrate, nu pot să le spun contracost, dar nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Unde este cea mai mare cerere și în urma programărilor online pe care le primiți, dar bănuiesc că în paralel funcționează și programările telefonice? Să știți că la momentul ăsta nu pot să vă spun un top. Toate sunt foarte solicitate. Baza de tratament și recuperare medicală ar putea fi în topul listei de așteptare pentru că sunt foarte puține paturi. Adică foarte puțini pacienți se pot recupera în sistem de internare continuă. În ambulatoriu găsim o modalitate, deși timpul de așteptare oricum este și pentru baza de tratament și recuperare în ambulatoriu de cam 2 luni de zile. Pediatria este foarte solicitată și foarte mulți pacienți, nu doar cei programați, sunt și urgențe care vin la domnișoara doctor pediatru, care și-a început acum și cursul
să-și facă competențe de ecografie. Până acum copilașii erau investigații magistic de doamnele doctori care au competență, o ajutau pe domnișoara doctor pediatru, dar acum, începând cu anul viitor, o să poată să ofere dumneai aceste ecografii. Și probabil în continuare foarte multe solicitări pentru CT RMN. Nu avem CT, doar RMN. CT încă nu. Știu CT-ul că aveți proiecte. CT-ul este licitat, da. Da. CT-ul este licitat. Așteptăm o filă de buget pentru finanțare și sperăm că în cursul anului viitor vom avea și CT pentru a completa tipul de investigații de care au nevoie pacienții noștri. Iar la RMN, primul loc disponibil când ar fi pentru programări? Primul loc disponibil pentru un pacient care nu este cronic și nu se află pe o listă de monitorizare, pentru că aceștia au prioritate și nu sunt în baremul pe care îl decontează Casa de Asigurări de Sănătate, ar fi peste, să zic, 45 de zile de la data solicitării. Dacă este o urgență medicală, adică este copil, necesită o investigație în vederea unei operații de neurochirurgie sau este vreun traumatism care necesită o monitorizare, există posibilitatea pe urgență să se poată face câteva investigații de acest tip în fiecare săptămână. E important ceea ce spuneți, pentru că până acum am tot vorbit în județul Buzău despre urgențe doar la Spitalul Județean de Urgență Urgență Buzău. Pentru RMN înseamnă că necesită o intervenție de specialitate rapidă și atunci nu putem să lăsăm 3 săptămâni să aștepte sau 2 luni un pacient care are nevoie de o operație. E urgența important este, că da, este medicală. Îi prioritizați pe cei care chiar au nevoie, nu? Da. Urgent. Bun. Despre baza de tratament aș vrea să mai vorbim. În momentul în care ați inaugurat-o, am văzut cu toții imaginile și la nivel național se vorbea despre cea mai bine dotată bază de tratament din România. Nu știu dacă este cea mai bine dotată, dar este foarte bine dotată, este foarte căutată. Rezultatele vorbesc de la sine, rezultatele pe care le au pacienții și mai avem o listă de achiziții pe tot ce înseamnă partea asta de recuperare, mai mult pe partea de kineto, într-adevăr, pentru că acolo este, se pune accentul atunci când e vorba de o recuperare efectivă a unui pacient, nu de ameliorarea unei afecțiuni cronice, inflamație, durere, ci efectiv pentru o recuperare postoperatorie, să zicem, sau neurologică, și atunci partea de kinetoterapie este extrem de importantă. Am mărit și echipa de kinetoterapeuți și vom mai mări și tipul de proceduri de recuperare, să le spun, prin niște exoscheleți, prin un VR, prin niște echipamente care folosesc realitate virtuală. Sunt foarte multe noutăți care urmează în anul să vină. În anul păi aș vrea să detaliați un pic, pentru că voiam să vă întreb despre proiecte, dar aș vrea să ne axăm în prima parte pe dotare. Ce aveți în acest moment la spitalul din Zmeeni și ce urmează să contractați? Kiturile pe care le avem pentru partea de kinetoterapie și recuperare prin mișcare, să spun, chiar și ergoterapie, sunt mai mult decât suficiente pentru o recuperare completă a unui pacient. Dar pentru că numărul de pacienți este foarte mare, este bine să avem la dispoziție alternative pentru toate etapele unei recuperări, astfel încât pacientul să nu se, nu pot să spun să nu se oprea, să nu improvizăm pentru că nu e disponibil un anumit echipament fiind folosit de alt pacient. Cam despre asta e vorba. Există variante și variante, nu sunt neapărat mai bune sau mai puțin bune. Există o ofertă nelimitată de, la acest moment de tipuri de echipamente pe care le pot folosi kinetoterapeuții noștri. Ce ați văzut dumneavoastră în imaginile de atunci și ce se folosește și ceea ce văd pacienții noștri și folosesc pacienții noștri, este o întreagă, sunt kidurile acelea de gimnastică medicale, dar sunt și aparatele. Sunt aparate de vâslit, sunt și aceste covoare rulante, sunt și bicicletele ergonomice, sunt toate tipurile de masă, bobat. Kinetoterapeuții practic folosesc tot ce au la îndemână pentru a reda mobilitatea și recuperarea mușchilor afectați, să spun așa. Doar că ce am înființat
noi anul acesta, a fost proiectat acum 2 ani și mai bine de 2 ani, 3 ani. Și vă dați seama că între timp au apărut alte tehnologii pe care vrem să le aducem cât se poate de repede. Bun, voiam să vorbim și despre dotarea, nu numai în baza de tratament, dotarea spitalului, pentru că știu și în cazul remeneului aveți aparatură de cea mai înaltă performanță, nu? Da, remeneul nostru este unul din cele mai performante din zonă, nu pot să spun din țară, dar pe zona de sud-est a României este foarte bine cotat de către medicii care interpretează rezultatele și imaginile pe care le trimitem și de către chirurgii care folosesc aceste imagini. Adică și rezoluția, și tipul de captură, și metodele de investigare, de fotografiere, să spun așa, pe înțelesul pacienților, sunt foarte relevante pentru medicul care va opera pacientul respectiv sau care va trata sau care va recomanda un tratament. Vorbeam data trecută despre dorința dumneavoastră de a extinde spitalul din Smeeni. În ce stadiu se mai află proiectul acesta? Noi avem proiectul la cheie, așteptăm axa de finanțare. Secțiile spitalului vor fi organizate structural, așa cum este firesc să fie, da, două paturi în cameră, în salon, cu grup sanitar propriu, cu zonă de vizitator, pentru vizitator și așa mai departe, cu facilitățile de acces, de investigație și de tratament, pentru capacitatea pe care o avem acum, pentru că se știe foarte bine că structura nu are șanse, unui spital nu are șanse să fie mărită, cu excepția, să zicem, serviciilor de îngrijiri paliative, dar și aici avem ceva rezerve, pentru că am obținut în urmă cu 3 ani un număr extraordinar de mare de 3 paturi care au fost retrase de la Spitalul Râmnicu Sărat și pentru că dumnealor au câștigat în instanță, ne-au fost retrase înapoi și nouă. Deși, mai nou, paturile de îngrijiri paliative nu fac parte din numărul total de paturi aprobate la nivel de țară. Acum probabil sunt lucrurile un pic în așezare, în sedimentare și vom solicita din nou creșterea structurii pentru partea de îngrijiri paliative. De ce nu se poate pentru toate secțiile să fie crescut numărul de paturi? De ce este atât de greu din punct de vedere legal? Pentru că oameni care au nevoie de spitalizare sunt foarte mulți. Oameni care au nevoie de spitalizare la noi, adică pacienți cu afecțiuni cronice, care au nevoie de o ameliorare sau de o îmbunătățire a stărilor generale de sănătate, se chinuie efectiv să se programeze pe perioade destul de lungi, adică deja așteptările lor sunt din prima, că ei știu că nu se poate luna în care sună, dar insistă să se programeze atunci când se poate, ceea ce este, cum să spun, este înduioșător. Pentru că înțeleg că nu se poate, înțeleg că sunt și alți pacienți care au nevoie, dar doresc să vină și ei atunci când este posibil. Numărul de paturi la nivelul țării este fix. La acest moment, nici pe județe și nici pe țară nu se ține cont de structură vis-a-vis de adresabilitatea pe care o au acele paturi din structură, adică cât de ocupate sunt ele. N-ar trebui să fie primul criteriu? Dacă mă întrebați pe mine, da, pentru că noi cu asta ne confruntăm, pentru noi asta e constrângerea cea mai mare pe care o avem. Nu putem ajuta mai mulți pacienți decât fizic putem să și cazăm. De aceea serviciile noastre de spitalizare de zi sunt atât de căutate, pentru că pentru toți ceilalți le oferim măcar această alternativă, să fie cumva consultați de medic, să li se facă un set decent de analize și investigații, astfel încât să decidă medicii în cunoștință de cauză dacă chiar este o prioritizare să fie primiți mai devreme la internare sau mai pot aștepta acasă cu tratament până putem noi să-i primim. Ăsta ar trebui să fie primul criteriu, într-adevăr, aveți dreptate. Dar nu e. Care sunt criteriile după care se ghidează aleșii? Conform legii, acesta este criteriul. Practic, sunt secții care nu au grad de utilizare mai mare de 40% pe an, în mod continuu, adică de ani de zile, în foarte multe din spitalele și din județ și din țară, sau să zic din județele limitrofe, nu ne interesează județe foarte îndepărtate, din acelea județe de la care ne vin și nouă pacienți, adică județele învecinate. Și în județul Buzău.
Momentan așteptăm să vedem cum se omogenizează această politică de organizare a resurselor, pentru că nu se fac foarte multe modificări și pentru că urmează să se mai înființeze câteva spitale regionale. Și atunci numărul total de patru le va include și pe acelea. Deci se va face o restructurare cumva radicală la nivelul țării, pe care eu aștept cu nerăbdare. Da, cred că în primul rând pacienții așteaptă cu nerăbdare să se întâmple o modificare, dar e puțin... E de necrezut faptul că România, într-o țară în care foarte mulți oameni au nevoie, și nu vorbesc despre un consult medical preventiv, vorbesc despre internare, vorbiți despre internare. Da, da. Asta înseamnă că persoanele respective au afecțiuni... Nu pot fi tratate acasă. Și afecțiuni serioase. Da, da. Oameni care trebuie să aștepte acasă cu tratament în cazul în care o pot face acasă. Da. Pentru asta, repet, avem atâta adresabilitate pe partea de spitalizare de zi. Domnii doctori insistă să vadă care este stadiul acestor pacienți care doresc să fie programați la noi pentru spitalizare continuă. Există și acea prioritate de transfer de la Spitalul Județean, de exemplu, atunci când acolo își încheie treaba medicii pe unele secții, noi să putem să preluăm și să integrăm cumva îngrijirea, și atunci nu putem să avem capacitate maximă tot timpul cu programări. Încercăm să facem cumva așa o mediere între ce adresabilitate avem și ce putem noi să le și cât putem noi să-i ajutăm. Mai vorbeam cu doctori care spuneau că ar fi tare bine să nu mai existe monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să avem mai multe case de asigurări, atunci situația s-ar relaxa. Sunteți de acord? Păi avem și acum mai multe case de asigurări de sănătate, avem Opsnaj, avem... Nu asta este problema. Problema pentru este o anumită categorie socială, da. Toți pacienții pot să vină la toate spitalele în România care au contract cu orice casă de sănătate, pentru că se decontează între case. Dumneavoastră vă referiți probabil la acea asigurare privată care să poată să ofere alternativă pacienților și la spitalele de stat. Sunt pachete pentru asigurările asiguratorii privați care pot să facă asta, dar paralel să fie mai multe case de asigurări de sănătate de stat, nu cred că este posibil, nu este nicăieri. Sunt acei asiguratori privat care oferă pachete pe la multinaționale și cu care noi nu am încheiat contracte de finanțare pentru că nu putem fizic să oferim mai multe servicii. Nu că nu ne-ar fi căutat sau că nu ne-ar fi interesat. Noi putem să oferim mai multe servicii doar în partea de ambulatoriu și cu plată. Acolo este zona unde putem să ne extindem un pic activitatea. În partea de spitalizare numărul este limitat și oricum mai mult de atâta nu avem cum să facem. Vreau să mă explicați, pentru că știu că am mai vorbit în alte emisiuni și dumneavoastră îmi spuneați că sunt foarte multe probleme cauzate de cadrul legislativ. Unde ar trebui făcute schimbări? Ce legi vă încurcă? Și ce norme ale instituțiilor în subordinea cărora sunteți vă încurcă? Nu știu dacă ne încurcă. Aplicarea lor ne încurcă. Legile sunt așa cum sunt și dau voie să fie dezvoltată orice fel de activitate. Problema apare atunci când cei care le interpretează și le aplică strict sau cum văd personal respectiva interpretare, și atunci pot să spun că ele încurcă. Sunt unele articole care să spun că încurcă. Dar legile în sine sunt un pic ambigue, tocmai pentru a lăsa loc la interpretări acolo unde este cazul. Câteva exemple să-mi dați? Vă dau acest exemplu unde Casa Județeană de Asigurări de Sănătate interpretează, probabil pe bună dreptate, nu pun la îndoială corectitudinea, spun doar că îngrădește dreptul unui medic specialist de medicină internă să consulte și în specialitatea medicină internă și să ofere fie într-un program orar diferit, fie în același program orar și îngrijiri paliative pentru care are competență în ambulator. De aceea a trebuit să renunțăm, pentru că nu... Cum justifică cei de la Casa Județeană? Așa scrie norme. Dar spuneți că interpretează cumva. Interpretează pentru că nu spune nu are voie un medic să facă contract decât într-o specialitate. Nu.
Îngrijirile paliative nu sunt specialitate, sunt competențe suplimentară. Dar pentru că nu scrie nici că este voie, nici că nu este voie, preventiv lucrurile stau așa cum stau. Eu nu spun că n-ar fi fizic timp să se ofere aceste servicii. Timpul de consultații și numărul de consultații pe zi același ar rămâne, nu s-ar dubla, pentru că sunt două specialități, fiind un singur, vorba de un medic. Însă problema este că nu se poate contracta pentru același medic și același cod de parafă cu aceeași specialitate două tipuri de servicii medicale care de fapt sunt într-o complementaritate extraordinară. Care fac parte din aceeași echipă, întreg, da. Familie de servicii. Dar e situația similară și în alte județe? V-ați interesat? Vreau să vă spun că îngrijirile paliative în ambulatoriu nu există decât în 8 județe care sunt în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a județului respectiv, dar nu a fost această situație pentru că medicii respectivi au doar contract de îngrijiri paliative. Vă dați seama că ne-am interesat să găsim o soluție, un precedent în alte județe. Sunt doar 8 județe care oferă îngrijiri paliative în ambulatoriu, încă nu este mediatizat și chiar aș profita de ocazia asta pentru a nu confunda, pentru că pacienții au înțeles data trecută că medicii în cabinetul de îngrijiri paliative oferă consultații oncologice. Nu. Atunci când oncologul trimite un pacient pentru îngrijiri paliative să fie luat în evidență de noi, rolul oncologului a încetat, pentru că nu mai poate face nimic din punct de vedere al tratării bolii. Îngrijirile paliative preiau acei pacienți pentru a le respecta demnitatea umană, calitatea vieții pe care o mai au și pentru a oferi sprijin în tot ceea ce înseamnă activitatea acelui pacient sau a familiei lui pentru suport psihologic, suport social, suport religios, nu doar, să spunem, calmante opioide. Da, poate prescrie și medicul de îngrijiri paliative calmante opioide, da? Calmante atunci când durerile nu sunt. Dar acesta este unul din aspectele pe care le poate oferi, dar nu va trata, nu va putea fi luat în evidență ca pacient oncologic în acest tip de cabinet. Au înțeles greșit acest, și unele din cadrele medicale chiar au înțeles greșit acest aspect. E vorba de acei pacienți oncologici care nu mai pot fi tratați din punct de vedere al bolilor de bază. Dar pot fi îngrijiți și pot fi ajutați ca viața pe care o au să fie de o anumită calitate. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, apoi vom vorbi despre îngrijirile la domiciliu. În câteva minute revenim. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu managerul Spitalului de Boli Cronice din Zmeieni, doamna Marilena Gârban. Vorbeam înainte despre ce se întâmplă la Spitalul din Zmeieni, despre faptul că sunt foarte mulți pacienți care ar avea nevoie de internare, dar din cauza faptului că numărul de paturi pe care îl aveți în spital este limitat, sunt obligați să aștepte chiar câteva luni uneori. Da. Aveți o noutate, îngrijiri la domiciliu, da? Avem înființate îngrijirile la domiciliu. Am reușit să achiziționăm cu ajutorul donatorilor asociației noastre, am reușit să achiziționăm un autoturism care va ajuta echipa medicală de îngrijiri paliative să se deplaseze acasă la pacienții noștri. Ce înseamnă asta? Că un pacient luat în evidență, așa cum ne-am programat noi, cum am prevăzut noi acest plan, luat în evidență prin ambulatoriu, avem toate datele despre el, el poate fi ținut acasă o perioadă în familie, să funcționeze, să fie integrat în familie, dar poate să fie vizitat din când în când de către echipa aceasta pentru suport, parte medicală, da? Consult, evaluare, monitorizare, parte de kinetoterapie sau masaj, parte de asistență medicală, pansamente unde este cazul, consiliere psihologică și chiar asistență socială. Toate astea se pot întâmpla acum mai nou și la acasă la pacient, nu doar atunci când vine și se internează la noi. Faza de internare ar fi doar o etapă destul de scurtă între aceste vizite ale aceluiași pacient, adică atunci când
este nevoie de o consolidare a stării de sănătate, ce nu se poate întâmpla acasă, să vină la noi prin internare continuă, dar după aceea să fie reintegrat acasă, să nu fie cum simt pacienții noștri și cum se plâng pacienții noștri și cum ne doare și pe noi sufletul, se simt părăsiți, abandonați în spital. Ei nu pot fi îngrijiți acasă. De aceea rămân la noi. Dar dacă mergem noi acasă la ei cât de des putem, poate că pot să fie ținuți în casa lor mai mult timp. Acum nu suntem, bineînțeles, în contract cu casa, pentru că anul acesta nu se încheie contracte noi. Am trimis la Casa Națională solicitare, sperăm să se numească derogarea asta, să putem contracta în afara perioadelor oficiale de contractare acest tip de servicii. Să vedem acum ce reglementări sau ce constrângeri legislative se mai invocă și să le putem și noi îndeplini, astfel încât să nu trebuiască să și plătească pacienții, pentru că sunt într-o etapă a vieții în care nu cred că pot să-și permită aceste vizite și aceste deplasări. Pentru că sunt și costisitoare, bănuiesc. Sunt destul de costisitoare. În afară de transportul propriu-zis, este nevoie de toată echipa medicală care trebuie plătită, să spun așa, dar și de aceste echipamente, pansamente, materiale de care este nevoie și consumabile. Noi avem această asociație a spitalului care doar asta face. Strânge fonduri pentru a ajuta prin infrastructură, prin sponsorizare, prin suportarea anumitor cheltuieli ale pacienților și de aceea celor care au făcut un obicei din a ne redirecționa din impozitul pe profit al firmelor, acolo unde banii sunt destul de consistenți, mi-ar plăcea să nu uite pe trimestru 4, pentru că de la anul nu se știe dacă mai pot să facă asta. Și o fac nu pentru noi în sine, cât pentru noi și pentru pacienții noștri. În primul rând pentru pacienți. Ei sunt beneficiarii, de fapt, ai banilor care vin în asociație. Asta voiam să vă întreb, până când primiți răspunsul de la Casa Națională, dacă sunt situații în care anumiți pacienți au nevoie de aceste vizite la domiciliu, dar nu își permit să le plătească, puteți din donații, din sponsorizările pe care le aveți la asociație să suportați? Deci vom organiza așa, ăsta este planul echipei. Organizăm solicitările, evaluăm solicitările pacienților care sunt eligibili pentru îngrijiri la domiciliu. Și pentru fiecare dintre ei, cei care pot fi ajutați, vom găsi o modalitate, nu neapărat de susținere financiară, cât de identificare a unei firme sau a unei persoane fizice, juridice, binefăcător pentru acel pacient. Pentru că sunt foarte costisitoare și nu putem, la acest moment, resursele nu permit suportarea cheltuielilor. Vizită nu este doar una la un pacient. Unii pacienți necesită vizită zilnică sau la două zile, pe diverse tipuri de servicii. Unii pacienți, într-adevăr, o dată pe săptămână, dar echipele și traseele medicale pe care le vom organiza trebuie să fie sustenabile. Sustenabil înseamnă să ai o anumită bază financiară pentru a putea să pornești. Și de aceea ele vor fi cazurile, deci pacienții vor fi evaluați din punct de vedere al prioritizărilor ca și timp, dar și de identificare a resurselor pentru fiecare dintre ei. Practic e această vorbă, sună ea un pic comercial, dar este foarte adevărat, adoptă un bătrân. Da, interesant și cred că e un apel pentru cei care ar putea sprijini. Sunt foarte mulți care pot să facă asta, care poate nu știu că pot să facă asta. Și, repet, e posibil ca de la 1 ianuarie să nu se mai poată face această redirecționare a impozitului de la persoanele juridice. Vor rămâne doar acei 3,5% din impozit pe care îi pot redirecționa orice persoană fizică care are un venit, care înregistrează un venit impozabil. Dar pe lângă această redirecționare ar putea veni oamenii pur și simplu să facă donații? Sigur, da, pot să facă donații și pot să facă nume nominal pentru un anumit pacient, pentru tratarea, îngrijirea unui anumit pacient, sau pot să facă
pentru pacienții noștri sau pentru cine are nevoie să fie ajutat în acest sens. Nu e clar ceva vis-a-vis de îngrijirile la domiciliu. Nu puteți primi solicitări de la oricine. Spuneți că întâi trebuie să fie văzut într-unul dintre cabinetele spitalului, da? Putem primi solicitări. Recomandările de îngrijire la domiciliu se pot face de către medicii specialiști. Însă, pentru ca echipa noastră să-și facă treaba cât poate de bine, trebuie să cunoască acel caz medical. Și asta se poate face și, într-adevăr, și printr-o primă vizită direct la domiciliul pacientului. Noi nu excludem să ajutăm pacienți noi, dar ceea ce vrem noi cu adevărat să facem și ce ne-am propus noi să facem este să-i ajutăm pe pacienții pe care îi avem deja și la care avem aceste limitări, că nu-i putem ține în spital la infinit, nu mai putem acum să-i ajutăm cu casa nici în regim ambulatoriu și măcar să găsim modalitatea asta de a veni mai aproape către ei. Dar sigur, dacă vom putea ajuta un pacient care se adresează și care are recomandare de îngrijire la domiciliu, sigur că nu o să fie refuzat. Și de la 1 ianuarie sau de când ar putea fi acest serviciu decontat? Noi sperăm că în cel mai fericit caz de la 1 ianuarie ar putea fi, pentru că și în cazul în care se aprobă solicitarea noastră și toate documentele sunt în regulă, este acest timp de delay dat de birocrație și de documente care trebuie semnate și care este obligatoriu până la urmă. Aveți și telemedicină la spitalul din Smeeni? Da. Cum funcționează? Da, telemedicina funcționează. Avem destul de mare adresabilitatea. Sunt foarte mulți pacienți sau aparținători care se programează pe RingDoc și unde ne găsesc. Medicii noștri, chiar doamna doctor Irimi este foarte încântată de cazurile pe care le și pacienții pe care se adresează prin această modalitate, pentru că sunt pacienți cu afecțiuni destul de interesante și destul de complexe și la care pacienții au documente pentru certificarea lor și unii din ei sunt chemați pentru internare sau pentru investigații suplimentare sau, nu știu, pentru evaluări suplimentare. Unii pacienți sunt direcționați către centre unde trebuie să meargă specializate. Este foarte dinamică telemedicina. Nu ne așteptam să fie așa de mare, cum să-i spunem, interesul. Pentru că e mai simplu. E mult mai ușor, da. Pentru cei care sunt familiarizați cu partea, cu telefonul, măcar. E vorba de un consult medical la distanță, da? Se trimit toate documentele medicale. Este o evaluare medicală, nu este chiar consult. O evaluare, da. Nu este consult clinic. Pacienții investigați la noi pot să vadă anumite rezultate și medicul poate să închidă tratamentul, poate să-l finalizeze, poate să definitiveze evaluarea. Atunci când vin și rezultatele pentru investigații la care răspunsul durează mai mult, rezultatul durează mai mult, sau mai este cealaltă categorie de pacienți care trimit documentele inițial în această aplicație, în această platformă și care au nevoie de un second opinion, de exemplu, de la un medic și ulterior se decide dacă dorește să vină la noi să fie și consultat, să fie luat în evidență sau chiar este nevoie să fie direcționat către o altă specialitate. Este destul de dinamică această categorie de pacienți pentru că sunt pacienți foarte informați și foarte mare satisfacție a medicilor pentru că sunt cazuri interesante, spun ei. Aș vrea să vorbim puțin și despre pregătirea pe care o aveți continuu. Ați fost la o conferință recent la Slănic Moldova, da? Echipa mea de îngrijiri paliative m-a cooptat pentru că este conferința națională anuală a celor care se ocupă de aceste îngrijiri paliative. Este organizată de Asociația de Îngrijiri Paliative și a fost un schimb de impresii și de păreri dincolo de tot ce a însemnat cercetarea științifică și prezentările. Adică oameni de aceeași profesie sau care sunt de profesii diferite, dar se ocupă de acest tip de pacienți, au nevoie să se întâlnească periodic pentru a-și împărtăși din, nu știu dacă din gândurile lor, cât din întrebările la care nu au răspunsuri, modul de abordare al pacienților, să se încurajeze reciproc. A fost foarte emoționant acest schimb de mai mult,
mai mult trăiri și emoții decât de informații. Eu așa am perceput. Iar îngrijirile paliative în România, concluzia asta este că în România la acest moment este, cred că, 10% din capacitatea de care are nevoie pentru dezvoltare, astfel încât măcar să aibă o șansă pacienții care au nevoie de astfel de servicii. Să aibă o șansă să fie luați în evidență, să fie văzuți, să fie evaluați, să aibă șansa asta. Ulterior să fie îngrijiți este deja o altă etapă. La acest moment nu au acces foarte mulți. Sunt județe care nu au îngrijiri paliative deloc. Nu au nici paturi de spitalizare. Din ce motiv se întâmplă asta în România anului 2024? Din punctul meu de vedere, care sunt lucrător într-o mică instituție care se ocupă de sănătate, este vorba de o strategie aici. Există strategia de îngrijiri paliative la nivel național, dar strategia asta, dacă nu este urmată de plan de acțiune, cu termene, cu responsabili, cu bani, da? E doar un plan pe hârtie pentru a da bine atunci când ești întrebat dacă ai sau nu ai, nu? Păi nu sunt dați, pentru că nu sunt bugetați special pentru îngrijiri paliative banii. Este un prim pas și eu sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Nu mai sunt considerate acele paturi în numărul total de paturi. Ok. Nu, eu ziceam că e doar un plan pe hârtie, dar nu funcționează în realitate. Nu? Ăsta e planul. Deci pe hârtie etapa asta a fost îndeplinită. Până acum e ok. Dar tariful pentru fiecare zi de spitalizare, de îngrijire a acestor pacienți, nu s-a mărit de 7 ani, 8 ani, 10 ani, nici nu mai știu de când. Deci nu mai zicem de inflație, spunem de costul efectiv al unei zile de îngrijiri pentru astfel de pacienți. Deci pentru asta nu, că despre bani este vorba, trebuie să poți să îngrijești pacienții așa cum au ei nevoie. Iar dacă vorbim despre furnizorii privați, furnizorilor privați nu au cum să le placă sau să fie interesați să aibă astfel de servicii, pentru că nu doar că nu câștigă, dar aduc bani de acasă. Adică un furnizor privat trebuie să aibă un minim profit decent ca să poată să-și continue activitatea, care e și comercială întâmplător, da? Ei, pentru că nu există o evaluare corectă a prețului pentru astfel de servicii, este de la sine înțeles că nu are cum să fie nimeni interesat să le și înființeze, că despre asta vorbim. Da? Da, vedem ce se întâmplă în următorul an și îmi spuneați în pauză că va fi săptămâna viitoare la București o conferință numită Sănătatea 2025. Da, aștept cu nerăbdare să văd noile strategii de sănătate, nu doar din partea Ministerului Sănătății, care e partener, ci și din partea tuturor celorlalte instituții abilitate să arate ce o să facem noi în plus față de ce am făcut până acum în sănătate. Ce ne pune strategia să facem, nu doar pe partea de îngrijiri paliative, ci pe partea de medicină în sine. Sunt foarte curioasă, o să merg cu echipa mea medicală să vedem cine poate să-și rupă măcar câte o zi din fiecare, va fi joi și vineri la București. Și astfel de întâlniri arată cam care e pulsul pe țară, nu doar în București, în ceea ce privește preocuparea pentru ce zone, pentru ce categorii de pacienți sau pentru ce specialități există prioritate reală. Pentru că am zis, există plan, este PAL plan pentru îngrijiri paliative, dar pentru asta e voie să înființez și pentru asta am înființat și noi îngrijirile paliative în toate aceste celelalte două tipuri pe care nu le aveam de îngrijiri la nivelul spitalului nostru și sperăm, pentru că este un plan oficial al Ministerului Sănătății, să putem fi incluși și la finanțare cu serviciile acestea. Bineînțeles că avem nevoie în continuare de medici cu această competență. Am făcut un pic de headhunting la conferința de îngrijiri paliative și am mai ofertat câțiva medici cu această competență, pentru că avem nevoie, într-adevăr, de mult mai mulți medici decât avem acum, pentru a putea să ne extindem așa partea asta de îngrijiri. Kinetoterapeut ați găsit? Pentru că știu că erați în căutare. Am angajat, da? Avem iarăși concurs, câte unul, pentru că nu putem decât câte unul fără memorandum. Și acum înțeleg că de la 1 ianuarie se vor bloca posturile, deci cine mai poate să angajeze? Tot în sănătate se blochează posturile.
Păi dacă se blochează peste tot, probabil se blochează. Păi sănătatea trebuia să fie excepție de la măsurile acestea. Păi n-a fost până acum. N-a fost până acum, dar se anunța, era să spun trâmbița într-o perioadă, da, că se va întâmpla asta. Deci s-au răzgândit. Eu sper să găsim o modalitate în continuare, pentru că niciodată la Spitalul Zmeiei nu s-au angajat persoane de care nu aveam nevoie. Cred că la niciun spital în Buzău. Și cred că niciun spital nu angajează personal acolo unde nu are nevoie. Angajează acolo unde nu mai pot să facă față cei care sunt la momentul respectiv. Și atunci nevoia reală este nevoia pe care o decide echipa de conducere de la nivelul acelui spital. Nu mi se pare normal să fie așa toți amestecați într-un mare bol și dacă vrei să faci mai mult de o angajare să trebuiască pe un post unic, pe un post vacantat cu foarte multe criterii să poți să ai și postul acela, este absolut nevoie să faci slalom între aceste prevederi pentru a putea să lucrezi nu așa cum ai nevoie, un pic mai bine și pentru angajați, nu doar pentru pacienți. Noi am putut să mai angajăm anul acesta pentru că fiind compartiment nou înființat, am avut multe posturi unice care nu fuseseră ocupate. Dar gândiți-vă că într-un spital mare nu sunt posturi unice și oamenii aceia sunt în deficit de ani de zile acolo. Mai rezolvăm problema și cu transferul, dar tot la nivelul județului se face transferul, adică nu ne vine nimeni de la București în transfer la Zmeieni sau la Buzău. Și atunci e o problemă și resursa umană, pentru că nu poți nici să-i supraîncarci, nici să-i pierzi și nici nu poți să lucreze de calitate când sunt supra-solicitați. Apare și riscul de malpraxis, nu? În cazul apare ăsta. Prima dată riscul de surmenaj al lor și după aia de malpraxis, pentru că, în general, sunt foarte atenți. Și medicii și asistenții sunt foarte atenți. Eu merg pe premiza, indiferent ce cazuri s-au tot vehiculat și ce s-au trâmbițat și au decapitat și ce au făcut, au linșat, eu merg pe premiza că toți medicii și cadrele medicale sunt de bună credință. Pentru că pentru asta și-au ales meseria asta. Mi-aș dori tare mult, dacă o să aveți timp, înțeleg că mergeți la București la planul pentru 2025. Da, și să veniți să ne spuneți apoi care este strategia pentru anul viitor în sănătatea din România, pentru că, așa cum ne-ați povestit în această seară, sunt foarte multe probleme pe care guvernanții le-ar putea rezolva dacă ar vorbi cu specialiștii, în primul rând, nu? Există aceste comisii, la nivel teoretic ele se întâmplă. Există comisii de specialitate unde sunt consultați chiar manageri de spitale, directori de DSP, președinți de ONG-uri care să răspundă anumite afecțiuni ale pacienților. La nivel teoretic, problemele sunt puse pe hârtie și cunoscute. Este nevoie însă de un pic de focus pentru a se și pune în aplicare. Se cunosc problemele peste tot, adică nu trebuie să merg eu să le povestesc sau să vină un coleg de la Târgu Mureș să le povestească. Ele se cunosc pentru că problemele sunt comune în cele mai multe dintre unitățile medicale din România. Dar nu toate au soluție pe loc și nu la toate există variantă win-win. Adică dacă vrei mai mulți bani, trebuie să mai tai din altă parte. Și cel care va avea de suferit, probabil că are argumentele lui și dreptatea lui și trebuie găsite niște soluții care să nu afecteze foarte mult pe toată lumea, dar pentru mine sănătatea este o prioritate. Pentru mine însemnând, din punctul meu de vedere, orice om, dacă este sănătos, poate să facă orice, poate să dea maxim de randament și la locul lui de muncă, poate să producă și valoare nouă, poate să aibă și o viață personală de calitate. De fapt, toți locuitorii unei țări ar trebui să aibă o stare de sănătate cât mai bună. Și pentru asta este nevoie de resurse și financiare. Nu doar de educație, care, să zicem, este o altă resursă foarte importantă, dar și de resursă financiară în domeniul strict al prevenției sau al medicinii curative.
Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi. Vă aștept după conferința de la București să ne povestiți și data viitoare o să vorbim mai mult despre proiecte și despre ce vă propune să aduceți la spitalul din Smeni. Nu mai avem acum timp, dar sunt multe, multe noutăți. Spuneați în prima parte a emisiunii că vă doriți să aduceți și inteligența artificială în actul medical de la Smeni. Da. Partea de recuperare. Vă mulțumesc tare mult. Spor la treabă în continuare. Mulțumesc mult. La revedere. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară bună. La revedere.